ca și studii s-au făcut foarte multe. Resursele de petrol din Prahova, cred că am mai spus, au fost descoperite de către inginerul Simu Simeon, care este considerat părintele radiesteziei în România, cu aceste baghete și instrumente radiestezice. Deci resursele de petrol au fost descoperite... Starea omului nu este un instrument de ghicit, o spun mereu, nu este un instrument de ghicit viitorul. Poți să măsori probabilitatea în viitor a unor evenimente, dar după cum știm, sau cel puțin eu la această înțelegere și cunoaștere am ajuns după ce am studiat mult, viitorul nu este bătut în cuie 100%. Da, se poate măsura misiunea personală radiestezic. Asta ți arată cam unde ești tu pe calea evoluției în momentul acesta. Adică cât ai făcut tu din ceea ce ți-ai asumat să faci în întruparea asta ca spirit. Asta da, procentual ți arată. Am făcut 70% din misiune, am făcut 20% din misiune, am făcut 10% din misiune. Bine v-am găsit! Iată încă un nou episod al podcastului Excelent de Bine, unde am o invitată specială, care de această dată joacă un rol diferit. Ea este invitat, pentru că până acum, de fiecare dată când ne-am întâlnit, am fost eu invitatul ei. Este o persoană care mi este foarte dragă, pentru că are o carieră foarte interesantă, a început în televiziune, de acolo o cunosc, însă a descoperit drumul către dezvoltare personală, care a purtat-o în diverse zone, de la Reiki, la radiestezie, în diverse locuri, și îmi place foarte mult ce are de spus, pentru că vorbește chiar pe limba mea, simplu și la obiect. Nu folosește cuvinte elevate, ci efectiv, așa cum place mie, românește. Dragilor, am pe invitată astăzi pe Dana Bălăceanu. Bună, bine ai venit, Dana, în primul rând, și îți mulțumesc că ai acceptat invitația asta. De data asta, tu ești invitata mea. Îți mulțumesc tare mult, Raico. Bună ziua tuturor telespectatorilor tăi. Da. Deja nu mai știi ce să spui, știi că e televiziune peste tot. Este televiziune peste tot, așa este. Mă bucur că sunt alături de tine și îmi face o mare, mare plăcere de fiecare dată când ne întâlnim să vorbim, să schimbăm impresii, să schimbăm idei, pentru că și eu am învățat de la tine foarte, foarte mult. Da, este o ipostază mai puțin obișnuită pentru mine, cea de invitat, dar jurnalismul ăsta, experiența în jurnalism m-a ajutat foarte mult să vorbesc pe limba tuturor. De asta spuneai tu că eu nu folosesc cuvinte pompoase, pentru că ne adresăm unui public larg și atunci fiecare om trebuie să înțeleagă mesajul corect și clar. Exact. Și mie îmi place această simplitate, că dacă vrem să complicăm lucruri, suntem artiști în a complica lucrurile, dar pentru că am fost și elevul tău, asta nu ascund, pentru că îmi place să spun că mă duc la alte cursuri, la cursurile altor persoane, fiindcă mereu ai ceva de învățat și nu te naști știindu-le pe toate. Și ceea ce mie mi-a plăcut foarte mult este simplitatea care o introduci în ceea ce prezinți și predai. O să vorbim și despre asta, însă tema acestui podcast și denumirea acestui podcast este Excelent de Bine și te-am chemat pentru că într-adevăr ești o persoană care face excelent de bine și care evoluează, adică acest excelent de bine nu este undeva unde ne oprim, ci este doar un stadiu care evoluează. Un proces continuu și care, din punctul meu de vedere, pentru așa cum te-am privit, te privesc eu, adică ai cochetat ca și jurnalist cu zona asta, după care te-ai dus timid la niște cursuri și după aceea ai început tu să predai. Adică mi se pare foarte interesant. Ți-ai propus vreodată să predai? Nu. Asta este. Pentru că nici eu nu mi-am propus, știi, să devin trainer, să devin instructor, să devin coach. Nu. Nici măcar în jurnalism nu mi-am propus să ajung. Pe bune. Nu. Așa? Deci, pașii mei au fost așa ghidați cumva, ușor-ușor, și probabil că am ascultat acea ghidare interioară, acea ghidare a universului, așa. Dar niciodată nu mi-am făcut planuri. Eu o să lucrez în televiziune, o să fiu prezentator, o să predau cursuri. Au fost conjuncturile favorabile și acele oportunități pe care le-am înțeles și cărora le-am dat curs. De exemplu, eu când mi-am început cariera în jurnalism în 1999, m-am dus să mă angajez la Radio Mix FM Sinaia.
Așa, la departamentul marketing. Nici de cum. Nici de cum. Și am fost pusă să dau o probă de voce și am rămas la știri. Și de acolo a început ușor, ușor călătoria ta. Călătoria în jurnalism. Da, și ia câte sunt, câți ani. Din doar voce, după care și prezență. Și imagine. Și imagine. Pentru și că ai fost și reporter la... Am fost și reporter, am fost și prezentator, am fost și producător, am fost și director de programe, am fost cam absolut realizator de emisiune. Am parcurs toți acești pași în mod firesc, adică la mine nu a fost o creștere de astăzi pe mâine. Gândește-te că eu am făcut jurnalism până să ajung aici, 23 de ani. Da, da, da. Și până atunci ce ai făcut? Până la jurnalism, păi eram așa, în căutări, am avut diverse joburi, așa, mai mult sezoniere, cochetam, făceam cursuri de contabilitate, nu-mi găseam încă drumul. Da, nu-mi găseam. Ei, și momentul ăla din 1999, când am intrat într-un studio de radio și am intrat în zona știrilor, într-adevăr, capeți acel microb de jurnalist, acea curiozitate și te vindeci greu de el, iată, nu m-am vindecat nici acum. Dar acum... Le îmbin, dar acum, mă rog, are un pic de... Adică are un pic, pentru că trebuie să documentez cu fiecare invitat, da. Asta este clar, dar nu mai sunt știri, sunt... acolo erau lucrurile, cred că, mult mai concrete, dinamice. Mai... Da, a fost o perioadă din viața mea, da, mulți ani, până în 2016, deci din 1999 până în 2016, calculați câți ani sunt, în care am fost așa într-un ritm alert, adică armată, știrile înseamnă armată, rigurozitate, disciplină, ore fixe, multă informație, mult de verificat. Și poți fi un spirit liber în contextul ăsta? Al știrilor? Știi, pentru că foarte mulți au impresia că a fi spirit liber înseamnă să n-ai program, să n-ai rigurozitate. Da, poți să fii un spirit liber, evident. Da, eu ușor, ușor, din zona știrilor am descoperit această lume nevăzută și am tot primit informații și am cercetat și am fost curioasă și probabil cumva m-a ajutat, eu fiind așa o fire mai mentală. Să și verific informațiile astea din zona spirituală, care cumva sunt greu de probat. Da. Sunt greu de probat. Da. Dar la început sunt aveam empirice, așa. Aveam tendința să verific din trei surse, ca la știri, fiecare informație. Da. Apropo și de radiestezie, păi, până să apuc să lucrez cu oamenii în zona radiestezie, am trecut prin cursuri, dar iarăși am ajuns întâmplător la acel curs de radiestezie, nu mi-am propus eu, dar le-am testat foarte mult pe mine și pe apropiații mei, veridicitatea lor, acuratețea lor, făceam calcule matematice până să ajung să capăt încredere și să fiu sigură că ele au acuratețe mari și că pot ajuta oamenii, altfel nu m-aș fi încumetat să intru în zona asta să lucrez cu oameni. Adică mi-au luat câțiva ani să le testez pe mine și să înțeleg mecanismul. Și atunci a luat naștere și proiectul tău Lumea Nevăzută. Proiectul meu Lumea Nevăzută, da, cam în același timp, prin 2016 a luat... Deci când ai început să... 2017, da, chiar. Când ai început să tatonezi zona asta nevăzută. Zona asta nevăzută. Care să știi că e palpabilă, dacă ești chiar un mental ca și mine la început, acum las lucrurile să curgă, știu, înțeleg niște mecanisme, dar la început mi era mai greu și vreau eu dovezi palpabile. Așa. Și asta a însemnat și transformarea ta? Da. Schimbarea ta? Da, 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 da. Eram un om mai agitat, fiind în zona știrilor, care era tot timpul contra cronometru, care era tot timpul cu ochii pe ceas. Așa. Da, a intervenit o schimbare majoră și în felul meu de a fi. Toată lumea îmi spune, vai, dar ce calmă ești. Nu m-ați cunoscut când eram la știri. Întrebați colegii mei de la știri. Dar, într-adevăr, s-a produs firesc și natural, fără să îmi impun eu. De asta spun tot timpul, e un proces, nu se întâmplă nimic de astăzi pe mâine, nu poți să schimbi o mentalitate de astăzi pe mâine, un obicei, tu știi foarte bine, un comportament, decât lucrând. Și este un proces pe care îl vom continua. Îl continuăm tot timpul. Asta este, oamenii au impresia că uneori acest proces, știi, durează 2 săptămâni, 1 an de zile, 5 ani și după care gata, s-au așezat. Am găsit rețeta magică și gata. Da. Și de fapt realitatea este că este un proces continuu până în ultima clipă cât suntem aici. Asta înseamnă evoluție. Da. Am fost invitatul tău și, repet încă o dată, mă bucură foarte mult că
ești invitata mea acum și cumva bucur. Întorc acest... Nu e serviciu, nu e favoare că ai mai fost la mine la, într-un webinar, da. De fapt, dar acum este podcast, este un pic diferit. Însă, ceea ce mie mi-a plăcut foarte mult este că, într-adevăr, experimentez ceea ce și mie îmi place. Eu înainte să... până să recomand ceva, mai întâi încerc pe pielea mea. Însă, dacă nu funcționează pe pielea mea, nu spun neapărat că nu e și bun, ci pur și simplu la mine nu funcționează. Dar poate funcționa pentru altcineva. Poate funcționa pentru altcineva. Radiestezia, pe de altă parte, este ceva ce funcționează de secole, de mii de ani. Eu vin din Serbia și, de exemplu, acolo, ca un exemplu de radiestezie, este când tatăl meu a vrut să construiască casă pe terenul care l-a moștenit de la părinții lui la țară, la vreo 150 de kilometri de la Belgrad. Era un nene în sat care folosea, cred că erau două tije de cupru, cred baghete. Că erau două baghete de cupru și el, de obicei pe el îl chemau când vrea să cauți fântâni. Apă, de fapt. Și spunea și la ce adâncime este și dacă uneori găsești apă, dar zice, nu e bună că aici firul este slab, acolo este mai mult. Debitul, și... temperatura, da, se poate și tatăl l-a chemat ca să-i spună cam unde este zona bună să-și facă acea clădire, acea casă. Deci vezi că și atunci credeau în energie? Da. Și a fost foarte interesant că a zis cam în perimetrul ăsta, faceți-vă casă. Și ceea ce pot să spun, știi că acum derulez niște filmulețe în spate, de fiecare dată când ajungeam acolo, dormeam senzațional și mă odihneam incredibil de bine. Știi? Și adică efectiv avea energia acel loc și acum noi am vândut casa după ce tata a plecat, mama a rămas singură și n-avea sens să întrețină și sincer, oamenii care locuiesc acolo, deci ei spun că nu s-au simțit niciodată așa și efectiv această detectare care, vezi, Doamne, este neștiințifică, știi că deocamdată prin studiile geo și așa mai departe, poți să determini ce este dedesubt. Dar n-am auzit sincer în studiile geo să se spună, uite, aici este zona bună pentru casă, că energie bună. Bun, da. Ca și studii s-au făcut foarte multe, resursele de petrol din Prahova, cred că am mai spus, au fost descoperite de către inginerul Simu Simeon, care este considerat părintele radiesteziei în România, cu aceste baghete și instrumente radiestezice. Deci resursele de petrol au fost descoperite. Bunicii noștri când căutau sursele de apă, fântânariu, căutau cu acele baghete de alun la noi. Exact. Sau alun, sau cupru, depinde fiecare ce material are. Da, bine, important și materialul care îl folosești, că nu merge cu fierul, nu merge cu... Așa am înțeles eu că... Nu sunt specialist în radiestezie, tu ești, de fapt, specialist în radiestezie, pentru că lucrând cu tine, primul lucru care l-am constatat, da, este foarte multă practică, foarte mult exercițiu, adică radiestezie nu e o chestie... Ok, ți-am dat acele instrumente și dă-i, e și vorba de autocunoaștere, știi? Da. Pentru că când m-am jucat eu, depinde foarte mult precizia cu care obții informația, depinde foarte mult și de starea în care ești. Dacă ești agitat sau dacă ești liniștit, calm, relaxat și implicit și contextul în care pui întrebarea, știi? Dacă este o întrebare care implică... Asta este experiența mea, da? Dacă este o întrebare care implică partea mea emoțională, deci da. Acolo apelez la tine. Sună un prieten pentru că tu ai o precizie fantastică. Adică ceea ce pe mine m-a cucerit, pe lângă faptul că mi-a explicat radiestezia în niște cuvinte care mie îmi sunt, care sunt pe înțelesul meu, și pe de o parte și pe de altă parte ca să accesez informația respectivă, ca să o înțeleg și să mi-o însușesc, să zic așa, pe de o parte, adică cu toate că ai toată cunoaștere,
știu despre energie, știam și înainte despre energie și toate astea, dar odată când apare Dana și îți arată că, uite, căutăm energia, da, te gândești la un obiect, paf, noi îl ascundem și hai să-l găsești, că te conectezi cu el, cu stringul, cu acel flux de energie și deodată îl găsești, mi se pare spectaculos pentru oricine, implicit și pentru tine, pentru că atunci îți dai seama că nu sunt mișcări, că nu tu duci ansa, așa se numește acel instrument, unde vrei tu, ci te duce ea pe tine. Și de fapt, adevărul este că în viața, cred că uneori să ne lăsăm, e bine să ne lăsăm și ghidați. Știi, așa cum tu te-ai lăsat ghidată și ai spus asta la început, că nu tu ai ales să fii să ajungi jurnalist. Da, și așa, nu, la mine așa a fost. Și când te uiți în spate și realizezi ce frumos se așează, pentru că, uite, cursurile pe care le predai tu, metoda Silva, intrarea în starea alfa sau relaxarea minții noastre, este condiția esențială pentru a face măsurători radiestezice. Altfel nu poți să faci aceste măsurători. Sunt niște condiții. Și, uite, eu am început cursurile de radiestezie, am început cursurile de Reiki, și am primit invitația ta la cursul Metoda Silva. Deci iată că era un element de care eu aveam nevoie. Și toate în același timp. Aha. S-au legat foarte frumos. S-au mulțumesc. Așezat. Mie îmi place să folosesc termenul de puzzle, știi? De da, să așează piesele. Se așează. Și uitându-mă în urmă, constat cum ce frumos s-au așezat aceste piese. Și mulțumesc încă o dată pentru oportunitatea de a urma cursul Metoda Silva. Realmente mă ajută foarte, foarte mult în aceste măsurători radiestezice și pe toți cursanții mei care vin la cursul de radiestezie și care văd că nu reușesc să intre în stare alfa, le recomand cursurile tale cu cea mai mare încredere și cu cea mai mare sinceritate, pentru că sunt de un real folos. Să înveți să te detașezi, să înveți să-ți relaxezi mintea, să intri în frecvența alfa, este minunat și te ajută atât pe tine în viața de zi cu zi, de la exercițiile cu controlul somnului, controlul trezirii, până și tehnicile practice te ajută foarte mult, până la a efectua cu acuratețe aceste măsurători radiestezice. Pentru că, așa cum spuneai și tu, în momentul în care ești agitat, în momentul în care nu ești tu cu tine într-o stare de echilibru, nu funcționează lucrurile, adică măsori, dar nu ai acuratețe la acele măsurători. Și apelezi și tu la alții? Da, mai apelez și eu la alții când sunt foarte implicate emoțional. Da, da. Îmi verific din 3 surse. Chiar acum am de luat o decizie în care sunt puțin implicate emoțional. Așa. Și am verificat ceea ce am măsurat eu pentru mine din 3 surse. Este bine că atunci când ai de luat o decizie foarte importantă și în care într-adevăr ești foarte implicat emoțional, să-ți validezi, să-ți verifici și din alte surse rezultatul acelei măsurători. Da, deci la o sursă independentă. Da, care nu este implicată emoțional. Exact, exact. În povestea ta. Da, pentru că aici eu evit foarte mult să apelez și la persoanele care îmi sunt apropiate, pentru că în momentul în care îi spun ceva, despre ce este vorba, s-ar putea să se atașeze emoțional. Și atunci... Da, știi, intră în poveste. E apelez la tine uneori, când apuc, apelez la tine, pentru că, într-adevăr, pe de o parte, ai o precizie foarte excepțională. Foarte bună. Adică, nu știu, probabil că din ce ți-am măsurat eu ție, probabil că acele măsurători au fost confirmate de-a lungul timpului în viața de zi cu zi. Și pe de altă parte, ideea este că nu e doar da și nu, adică mie îmi place întregul proces la tine, toate etapele, tot și cursul mi se pare absolut spectaculos cum decurge și cum predai și faptul că ai partea practică, asta mi se pare. Știi că de cele mai multe ori cursuri sunt teoretice. Știi, și de aia și eu predau metoda asta pentru că este practică. Da. Faci practic ceea ce îți spun pe gură, după aia facem practic. Da, ai văzut exercițiul acela cu căutat obiecte. Da, da, da. Aproape toți cursanții găsesc obiectul pierdut când îl căutăm cu ansa. Și asta le dă foarte mare încredere. Li se pare ceva wow. Am reușit și acolo e punctul de plecare. Sunt niște exerciții extrem de practice care îți validează aceste până măsurători. Până unde poți să mergi cu radiestezia? Nu m-am gândit. Până la descifra, decodifica starea omului. Starea omului nu este un instrument de ghicit, o spun mereu, nu este un instrument de ghicit viitorul. Poți să măsori probabilitatea în viitor a unor evenimente,
Dar după cum știm, sau cel puțin eu, la această înțelegere și cunoaștere am ajuns după ce am studiat mult, viitorul nu este bătut în cuie 100%. Exact. Și atunci nici o formă de cunoaștere, nici numerologia, nici radiestezia, nici astrologia, îți oferă niște repere. Dar nu-ți poate spune nimeni 100%, ăsta este singurul scenariu. Eu sunt convinsă că avem mai multe variante, mai multe linii de destin, mai multe linii temporale, cum vrem să le numim, pe care intrăm în funcție de emisia noastră, de gândurile noastre, de acțiunile noastre. Și de asta spun, nu este un instrument de ghicit. Vedem niște probabilități. Da, dar știi cum e? Mulți, cred că și mai ales pentru că ai această precizie și pentru că faci măsurător pentru alții, cred că mulți vor să afle viitorul. Da. Adică când mă căsătoresc, câți copii o să am? Da, mai întâi. Da, ai parte din... Da. Da. Le explic oamenilor puțin procesul, să înțeleagă. Și evit să fac astfel de măsurători, astfel de previziuni. Adică nu întrebăm când pleacă cineva, când moare cineva. Aha, aha, aha. Ai și din astea așa întreb. Da, 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 când moare bunica. Nu întrebăm cred așa ceva. Cred că devine momentul până la urmă. Adică nu măsurăm numerele la loto, nu măsurăm când pleacă un spirit din planul ăsta. Oricum, sunt niște informații la care ai acces și sunt niște foarte multe informații ecranate, criptate, la care nu avem acces. Și trebuie să înțelegem că sunt spre binele nostru, adică este spre binele tău să nu știi în acel moment o anumită informație, să n-ai acces la ea. Dar, bine, radiestezia practic te ajută în viața de zi cu zi, să-ți verifici tu acolo starea de sănătate, starea de vitalitate, sufletul, foarte mulți parametri care îți arată așa o radiografie. Misiunea ta personală. Foarte mulți vin la mine și îmi spun, am venit să-mi spuneți care este misiunea mea personală. Așa. Poate și tu ai acolo listă cu 2485 de obiective. Da, se poate măsura misiunea personală radiestezic. Asta ți arată cam unde ești tu pe calea evoluției în momentul acesta. Adică cât ai făcut tu din ceea ce ți-ai asumat să faci în întruparea asta ca spirit. Asta da, procentual ți arată. Am făcut 70% din misiune, am făcut 20% din misiune, am făcut 10% din misiune. Cu cât îți faci misiunea mai mult, cu atât înseamnă că ești pe drumul tău, pe calea ta, pe linia ta de destin. Dar asta înseamnă că o să și plec repede? Dacă sunt la 90%, plec repede, gata, s-a terminat. Și mai ai 10% și gata. Iar ce e misiune? În misiune sunt foarte multe obiective pe parcursul acestui drum al nostru. Nu ai o singură misiune, un singur obiectiv. Așa. Da, oamenii nu... Adică conceptul ăsta e foarte amplu. Cred că am mai discutat noi. Nu am venit aici să salvem pădurile sau să salvem... Avem multe obiective, pas cu pas. Clar, clar. Clar, clar. Da, cam asta. Și poți să verifici în misiunea mea să, din aproape în aproape. Când întâlnești o situație, tu poți să creezi orice algoritm, orice parametru, dar trebuie să te duci în problemă și să știi să pui corect, să formulezi așa cum spuneai corect întrebarea, astfel încât să ai acuratețea răspunsului. Nu e întrebarea clară, nici răspunsul nu e clar. Nici răspunsul nu e clar, da. Uneori avem impresia că suntem clari, știi, și de fapt... De fapt, expresiile pe care le avem, care noi le înțelegem, de fapt sunt niște subînțelesuri, știi? Și atunci nici radiestezia și nici, nu știu, nici boabe de cafea sau fasole. Da, știi, apropo de asta, că acum am menționat boabe de fasole, ții minte când eram mic, bunica din partea tatălui avea o prietenă care îți ghicea în boabe de fasole. De porumb de fasole. Da, la noi era, în Serbia era cu boabe de fasole și cu zațul de cafea, pentru că la noi cafea este aia turcească și este foarte fin măcinată. Știi, și e foarte interesant pentru că, de fapt, de fiecare dată este vorba de interpretare a unor semne. Pentru că eu chiar eram vrăjit, știi, de acea ceașcă unde îți povestea din ceașcă. E adevărat că erau niște desene acolo. Niște litere, niște cifre. Litere, și a vedea, eu după aia mă duceam, știi, și curios să văd, păi eu nu vedeam nimic din ce a spus femeia aia. Pentru că e vorba și de interpretarea, modul în care interpretezi. Iar modul în care interpretezi ține, cred că, de conexiunea. Adică, da.
părerea mea este că ține și de conexiunea. Conexiunea odată cu tine și pe de altă parte cu universul, cu tot ce înseamnă acest sistem informatic. Da, oamenii întotdeauna, de când lumea și pământ, au fost fascinați să-și afle viitorul. Da, aia au fost. Mm-hmm. Da, se ghicește și în cafea și în bob și da, da. În cărți și în tarot. Mm-hmm. Eu nu aș privi ca și ghicit, ca și arta ghicitului. Da. Cine practică tarotul, eu am fost și cunosc foarte multe persoane foarte înzestrate, dar folosesc tarotul nu pentru a ghici, exact. Cum știm noi și cum credem noi, ci pentru a transmite o informație prin simboluri exact. Acelor cărți de tarot, exact. Care exact. Înseamnă o cunoaștere foarte, foarte profundă. Da, pentru că și cărți, știi, chiar și cărți simple, vezi acolo un valet, o damă, un, nu știu, un ceva, un șapte, mamă, și îți încropește acolo o poveste fenomenală. Adică mi se pare spectaculos ca și această abilitate, știi, de a interpreta, dar interpretarea este prin conectare. Da, asta este, aici este secretul, este important să știi să te conectezi la acea bază de date și să decodifici, să primești informația și să o decodifici corect. Mhm. Și când spui oamenilor, le dai și... De fapt, știi, întrebarea este așa, știi, dar o pun între ghilimele. Le dai și vești proaste? Adică în sensul că, știi, uneori omul întreabă, nu știu, dacă e bine să mă duc la facultate aia. Și el își dorește, dar răspunsul tău zice, Ansa, zice, bă, nu e deloc bine. Nu prea le spun cu da și nu. Eu măsor cât de compatibili sunt oamenii cu acea meserie, cu acea facultate și cât de benefică este în prezent și cât de benefică i-ar fi în perspectivă. Și de aici decide singur. Eu nu spun ce să aleagă sau să nu se aleagă. Okay. Aici... Aha, deci dai de fapt niște elemente. Da, niște elemente ce văd eu, ce măsor radiestezii, pentru că ceva poate să-ți fie benefic acum, dar în perspectivă să nu-ți fie benefic și invers. Și văd cât este de compatibil. Degeaba eu îmi doresc să mă fac stewardeză. Nu mai sunt compatibilă cu acea meserie. Nu mai am elementele care să mă recomande. Da? Și măsor compatibilitatea și ea ți arată. Ți arată cât de bine ar fi cât să urmezi fi. Acea carieră. Să, ceea ce nu înseamnă că este și o carieră pe viață. Nu. Până la urmă. Nu este o carieră. Nici tu nu știi dacă o să fii pe viață, în televiziune sau... Da. Sau... Nici n-am măsurat vreodată. Da. Nici nu m-a interesat să măsur asta vreodată. De ce? Dacă voi rămâne viața pe televiziune? Pentru că vreau să fiu așa surprins. Adică așa. Măsor, dar nu sunt atât de dependentă de ANS. Adică mai las și viața să mă surprinde, să vină și surprize. Pentru că așa dacă aș ști orice și aș măsura, orice, parcă nu m-aș mai adică vrei bucura. Să... Vrei... Știi de ce? Pentru că acum... circulă povești despre oameni importanți din lumea asta, că unii dintre ei, între ghilimele spus, nu se ridică din pat până ce numerologul nu spune ceva sau până ce astrologul nu îi spune cum o să fie ziua, ce să fie și așa mai departe. Eu implicit nu intru în categoria asta, eu mă ridic și asta este. Ceea ce, știi, dar mă gândeam, chiar dacă am învățat acest instrument, am constatat că cere multă dedicare, în primul rând, ca orice altceva, dacă să-ți capeți precizia. Sunt mulțumit cu precizia pe care o am, dar știi cum e. Apelez întotdeauna la un prieten. Drept pentru care asta înseamnă că nici tu nu stai să verifici cum o să fie ziua sau ceva. Nu sunt atât de dependentă încât să verific, mă duc la restaurant și verific fiecare fel de mâncare sau, nu la modul acesta. Dacă am de luat decizii importante, văd pe termen lung care sunt benefice, dacă nu sunt benefice. Uite, pot să-ți mărturisesc ceva. Vreau să-mi deschid un cabinet în București. Așa, și? Ca să fiu mai aproape de oameni, că nu mai vreau online. Vreau să mă mai întâlnesc cu oamenii și live. Și măsuram și eu dacă mi-e benefic, dacă nu mi-e benefic, cât de benefic este locul, cabinetul. Da? Adică toate elementele astea care m-ar ajuta să iau această decizie. De-aia ți-am spus că am verificat din trei surse că eu îmi doresc foarte mult și pentru că îmi doresc foarte mult, zic să nu influențez eu rezultatul acestei măsurători. Pentru că dacă ești implicat emoțională, de ce vrei tu clar, să afli. Clar. Deci influențezi clar chestia asta. Și pare că este benefic să deschid un cabinet în București și să mă întâlnesc cu oamenii. Să te întâlnesc cu oamenii. Uite, sunt mai aproape de tine, ne vedem mai des. Da, ne vedem mai des, clar. Nu așa sporadic, când eu la tine, când tu la mine acum. Da, nu, este un lucru serios radiestezia asta. Acum trebuie luat în serios.
Da, bine. Îți arată foarte multe, foarte mulți parametri despre un om. Uh-huh. Ce orgoliu are, cât se iubește pe sine, capacitatea de iubire, uh-huh, capacitatea de iertare față de sine, față de alții. Uh-huh. Adică îți dai seama cam unde are omul de lucrat cu el, uh-huh, pentru a ajunge la o viață în echilibru. Pentru că noi nu ne iubim pe noi. Vrem bani, dar nu iubim banii. Avem tot felul de blocaje, de programe care rulează acolo. Vrem banii, dar nu iubim banii. Da, da, da. Când măsor parametrul ăsta la oameni, cât iubesc banii, așa, la nivel de sine iubesc foarte puțin, pentru că sunt foarte multe programe de frici, programe de frică acolo, aha, în subconștient, care rulează și care le materializează, le creează realitatea, aha, prezentul. Deci, noi vrem bani. Noi vrem, și e firesc să vrem bani, să vrem o viață abundentă, să vrem, corect, o viață în echilibru, să ne călătorim, mm-hmm, să mergem la cursuri. Așa. Avem nevoie de bani. Și la mulți ce ți iese? La mare mic. Mic. Și la mine a fost mic, mic la început. A crescut? A mai crescut, am mai lucrat și am mai crescut, dar a fost lucrat mic și la mine. Mm-hmm. Și vrem bani și de multe ori nu înțelegem de ce nu atragem fluxul ăsta al abundenței, de ce, mm-hmm, nu stăm pe flux, de ce ne blocăm. Și am și un curs pentru, în sensul acesta, pentru că am identificat în lucru cu oamenii cam unde sunt blocajele noastre, uh-huh, legate de flux. Uh-huh. Și putem lucra pe ele să le mai, așa, aducem. Cât un pic, cât, așa, un pic, cât un pic. Adică un hint. Nu faci un curs și de mâine gata. A, vine, bine, milionul de euro. Da. S-ar putea și mulți asta. Ar vrea, mulți ar vrea. Și eu aș vrea. Și eu aș vrea. Și mie mi-ar plăcea, dar nu l-am găsit pe ăla, știi? Și eu aș vrea. Dar e un proces, de asta spun. Dar important e să identificăm blocajele. Blocajele astea, de exemplu, apropo de bani, dacă tot ai le poți măsura pe ANSA. Le poți măsura, da, pe ANSA și vin din educație. Sunt multe aspecte care ne blochează. Adică fluxul. Pentru că tu mergi, nu mergi în măsurători doar pe aspectul fizic al, nu, omului, ci și pe aspectul spiritual și cu ce, cu ce a venit el, cu ce bagaj, aici, cu, da, ce bagaj a venit. Păi uite cum măsor eu, da? Vedem dacă, cât iubim banii, uh-huh, primul lucru. Uh-huh. Vedem dacă avem acest flux blocat, uh-huh, și cât la sută e blocat și dacă e blocat de mine. Și, aha, atunci mă duc din aproape în aproape, dacă, uh-huh, e blocat de altcineva. Uh-huh. Se poate întâmpla și asta? Da. Se poate întâmpla. Dar de cele mai multe ori noi, uh-huh, ne blocăm fluxul financiar. Uh-huh. Și mă duc din aproape în aproape și întreb, cum este blocat de mine? Programe care rulează în subconștientul meu legate de bani, uh-huh, frici, da, aspecte karmice, da, uh-huh, jurăminte de sărăcie, în altă dată, da. Uh-huh. Și dacă am identificat un jurământ, dacă am identificat un blestem de neam, că sunt și astea, da, dacă am identificat niște programe, păi lucrez să anihilez efectele, să anulez efectele acelui jurământ de altă dată. Uh-huh. Apoi lucrez să anihilez, da, efectele blestemului de pe linie maternă-paternă. Și apoi lucrez pe programele care sunt în subconștientul meu. Și uite așa, lucrând un pic acolo, un pic acolo, un pic acolo, se mai deschide calea. Se mai deschide calea, uh-huh, și începe fluxul. Și începe fluxul. Uite, eu, apropo de asta, știi, am descoperit un program, o convingere, care mi-a fost transmis din partea mamei. Nu știu, poate este și de neam, știi? Bunicul din partea mamei era viticultor. Se transmit și transgenerațional, da, toate aceste programe. Și bineînțeles că n-a dus-o simplu. Bunicul meu s-a născut în 1910 și a făcut al doilea război mondial prin Africa, după care când a capitulat Italia a trecut la partizani, a fugit de acolo și a trecut la partizani pentru că a luptat mai întâi în armata italiană și după aia în armata iugoslavă. Și au trecut și prin foamete. Maica mea s-a născut în 46 și convingerea ei, și cred că vine și din convingerea bunicilor, este că totul se obține cu muncă multă, știi? În România se spune muncă grea, chiar și în sârbă este, uh-huh, efectiv acesta cu muncă grea, știi? Și care te cocoșează, care... Da, și am descoperit că am acest program, aveam de fapt acest program, nu-l mai am, cred că m-am eliberat de el, o să verificăm, da, mă surup, știi? Dar ideea era că, și știi cum l-am descoperit, în momentul în care mi-am început cu 30 de ani, cariera în vânzări. În vânzări câștigi foarte bine. E adevărat că se și lucrează. Dar eu niciodată n-am simțit că lucrez.
Și atunci, la un moment dat, când volumul bani, cantitate de bani era destul de mare, care o câștigam pe bună dreptate, pe muncă, știi, apăruse așa un mic pitic de vinovăție. Știi că nu muncesc suficient pentru cât câștig. Și chiar nu știam de unde vine, știi, și după aia, pentru că noi am dus, eu în copilăria mea, tata fiind diplomat, am dus o viață ok, adică n-am avut lipsuri și când poate erau lipsuri, că Iugoslavia a trecut prin diverse momente, că aveam și noi zahărul la cupoane, uleiul la cupoane, sincer n-am simțit lipsa uleiului și zahărului. Pur și simplu am descoperit chestia asta care vine din partea mamei, nu din partea tatălui. Da, se poate vedea măsura pe linie maternă, paternă, de unde am acel program. Și atunci sunt convingeri care sunt multe. Ne afect. Da, 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 asta da. E una de exemplu din ele, că banii se obțin prin muncă, dar muncă pe care da, nouă ni se, adică dacă stai la birou și nu faci nimic, stai la birou, nu poți să câștigi foarte mult. Adică acolo ești un angajat și cam asta este. Trebuie să muncești mult, trebuie să transpiri, da, asta mi se spune în văzări. Și am lucrat pe convingerea asta destul de, chiar mi-a trebuit destul de mult, pentru că, știi, deodată, cum s-a manifestat, că deodată și după aia, vum, picaj, după care din nou câștigi, după vum, picaj și zic, bă, da, eu trebuie să evoluez, nu să urc și să cobor, urc și cobor. Și atunci am descoperit asta, foarte interesant, pentru că ai spus că de iubit bani, știi, și acolo este un aspect foarte interesant. Da. Adică a iubi bani, mulți o să consideră cum să iubești bani. Nu e bine să iubești. Lăcomie. Lăcomie, exact. Da. Dar, de fapt, ei sunt doar un mijloc prin care obținem lucrurile în viața asta sau sunt un rezultat a ceea ce facem. Și este firesc să ne folosim de această energie și de acest instrument fizic, pe care cu toți... Da, se văd blocajele, se pot vedea măsurând din aproape în aproape unde sunt blocajele, ce programe avem, pe ce să lucrăm... Dar de cele mai multe ori, așa cum spuneam, noi ne blocăm acest flux prin tot felul de frici. Frica de sărăcie, iară, o găsesc foarte frecvent. Da, frica de sărăcie. O avem acolo, cumva, în subconștient. Și te duci din aproape în aproape. Când ceva nu merge, când eu de mică sunt așa. Adică eu de mică mă caut, între ghilimele. Până să fiu în zona asta de radiestezie. Dacă vedeam că în viața mea ceva nu merge, simțeam că simți că e un blocaj acolo. Când ți se închid niște uși, când nu evoluezi, când nu faci un pas mai departe. Mă duceam, ba la un preot, da? Așa. Să văd care e problema, ba la un psiholog, ba la un numerolog, ba la un astrolog. Adică eu încercam să văd cauza. Da, da, da. Da, ca da, să pot să găsesc soluția. Și când vezi că lucrurile nu merg, că nu merge relația, nu merge nici jobul, nu îți merge nici fluxul, este clar că undeva există un blocaj și trebuie să identifici în primul rând cauza blocajului. Dar noi nu am fost învățați așa. Noi am fost învățați, și mie mi-a luat mult timp să înțeleg, să intrăm în starea de victimă, care e cea mai periculoasă, să dăm vina pe cei din jurul nostru, n-am bani pentru că... nu sunt fericită pentru că partenerul... Da, da, așa mi-e dat să fiu. Da, așa mi-e dat să fiu, asta e karma mea. Da, da. Da? Da, într-adevăr, sunt niște aspecte karmice care îți pot bloca, dar chiar și pe aspectele astea karmice poți lucra, pentru că acum există foarte multă cunoaștere și știi cum să lucrezi pe fiecare aspect să-l deblochezi. Dar cea mai periculoasă mi se pare starea asta de victimă în care te blochezi singur, te victimizezi, viața e grea, sunt de vină ceilalți pentru nereușitele mele și pentru neajunsurile mele, și când ajungi în punctul ăsta, trebuie să ți se ridice o mare semn de întrebare. De acolo trebuie să pleci. Deci este semnalul că trebuie să ieși urgent. Ai fost vreodată în situația asta? Da, am fost și eu de-a lungul vremii. Da, și da, dădeam vina pe alții. Cum ieșai din chestia asta într-un final? Păi conștientizam până la urmă, stăteam așa eu cu mine, doar prin conștientizare și prin lucru cu tine poți, sau consultam cu cineva. Da, tu știi cum e, lucru cu tine nu înseamnă să doar neapărat să stai singur cu tine. Nu, îți pui niște întrebări din aproape în aproape și vezi de ce ai ajuns în situația aia și vezi dacă într-adevăr
este șeful de vină, dacă într-adevăr este soțul sau partenerul de vină, pentru că asta e, noi cumva pasăm responsabilitatea în exterior. E mai simplu. E mai simplu. Și zicem, așa mi-a fost dat, așa a vrut Dumnezeu. Așa. Știi? E vinovat și el, corect. Exact. Și atunci, până nu conștientizezi că doar tu ești responsabil de viața ta și că doar tu, doar tu poți să faci schimbări în interiorul tău și nimeni din exterior, da, că te ajută un psiholog, că te ajută un îndrumător, un facilitator, da, cu siguranță te ajută să-ți pui niște întrebări, dar curățenia nu ți-o poate face nimeni. Chiar așa, nu mai vești trist între ghilimele și glumele. M-a sunat o doamnă zilele trecute și m-a întrebat dacă pot să intru în mintea ei. Așa. Pentru că este hărțuită și să schimb ceva acolo. Așa, am înțeles. Uite, ce da, de-aia și eu am frecvent asemenea solicitări, știi, cu hipnoza, pentru că oamenii văd hipnoza de scenă, care este spectaculoasă, și atunci vor și ei, știi, este iarăși o lipsă de asumare a responsabilității, în sensul că, da, eu sunt responsabilitate, în sensul că eu sunt cel care își construiește succesele lui. Și atunci, dacă pot eu să-i bag în transă, știi, să umblu pe acolo, pe să-i creier, reprogramez pe creier și să schimb rotițele. El să se trezească după o oră sau 45 de minute, altă persoană. Nu se poate. Nu merge așa. Da, avem nevoie de ghidare, avem nevoie de îndrumare. Sunt oameni care și pe mine m-au ajutat foarte mult, care mi-au arătat calea, care m-au ajutat așa cum m-ai ajutat și tu prin cursurile tale și prin cunoașterea pe care am învățat-o și am luat-o de la tine. Să fac curățenie acolo, în straturile din mintea mea. Da, te poate ajuta. Te poate ajuta, Raico, da, dacă nu muncești și tu. Dacă nu pui tu. Eu degeaba vii la măsurător și spun că nu te iubești pe tine, nu ai stimă de sine, nu ai încredere în tine, nu-ți fost... Se poate măsura cât la sută îți folosești din potențialul tău. Și să vezi că ne folosim foarte puțin din acest potențial cu care suntem înzestrați. Da, nu sunt conștienți că nu se iubesc pe ei, că nici eu nu eram conștientă că iubesc banii puțin. Nu sunt conștienți că nu se iubesc pe ei. Noi avem impresia că ne iubim, că ne iertăm, dar nu e așa. În interiorul nostru e cu totul altceva decât credem noi la nivel mental. Și le spun cum să lucreze, pe ce să lucreze, pe iubirea de sine, să se ierte mai mult, să se iubească mai mult și mă întreabă, dar cum să mă iubesc mai mult? Da, asta e o întrebare corectă, pe de altă parte, pentru că noi nu suntem învățați să ne iubim în zona pe asta, noi, suntem învățați să iubim orice altceva. Mi-e pare rău că nu se predau lucrurile astea la școală. Și mie. De mici, așa, au copiii să învețe ce înseamnă stima de sine, cum să se iubească, cum să se valorizeze, cum... Ar trebui să-i pregătim pentru viață, iar viața nu e făcută exclusiv din materiile care se predau la școală, ci și din multe alte. Și am învățat de la tine să nu mai folosesc negația, nu? Să nu mai spun probleme, să spun provocări. Așa, uite. Vezi? Deja mi-a făcut temele. Pași frumoși. Da. Ai măsurat beneficitatea dacă să vii la curs? Sau pur și simplu atunci, de data asta? Atunci nu știu, cred că eram la începuturi. Era la începuturi. Nu mai știu dacă am măsurat. Dar oricum, la un moment dat, simți. Pentru că, de exemplu, eu acum măsor dacă un curs este benefic pentru mine sau nu, fiindcă de foarte multe ori sunt tentat, știi, să mă duc la curs și câteodată mi s-a întâmplat să merg doar în partea de început a cursului, primii pași, doar ca și cunoaște, după care când întreb să merg mai departe, nu, suficient. Și eu măsor acum când merg la cursuri cât sunt de benefice și de cât sunt de compatibile. Pentru că așa cum spuneai și tu, sunt informații compatibile cu mine la acest moment, exact, informații care nu sunt și atunci le las pentru momentul în care sunt pregătită. E frumos. E frumos când ajungi să înțelegi. Apelează și colegii tăi la tine? Colegii mei de muncă? De muncă, da. Hai, măsoară-mi și mie, Dana. Mai mult prieteni, colegii mai puțin. În sensul că tu faci... Colegii mei nici nu cred că știu ce fac eu. Posibil. Colegii nici nu prea știu. Da, ei te știu din perspectiva realizatorului care are invitați. Și foarte mulți oameni au venit la mine după ce m-au văzut la tine, după ce m-au mai fost invitată pe la... Așa. Pe la alte podcasturi și erau surprinși că îi mă știau de la televizor ca moderator. Cred că eu nu m-am promovat suficient. Adică eu... Ai făcut-o de plăcere, în primul rând. Am făcut-o de plăcere, adică nu mi-am făcut 100 de pagini să-mi...
să-ți promovezi serviciile, da, să-mi fac un business. Da. Dar am constatat că oamenii au nevoie de aceste informații și chiar îi ajută. Și probabil, poate că e momentul să mă promovez mai mult. Eu nu te-am invitat ca să te promovezi, sau ca să te promovezi, ci nu pe mine, să promovezi această formă de cunoaștere care îi poate ajuta pe oamenii. Că eu sunt promovat, eu sunt cunoscut, n-am nevoie de promovare, știi? Da. Este orice ce este, să zic așa, în afara normalului din punctul meu de vedere, este, poate să fie util. Trebuie doar să alegem cam care sunt instrumentele cu care vibrăm și rezonăm, știi? Unele sunt mai complexe, altele sunt mai simple. Până la urmă, știi cum e, dacă, eu așa zic, dacă tragi linia, totul este simplu, trebuie doar să vezi dacă ești compatibil. Că asta este, unii sunt compatibili cu radiestezia, alții sunt compatibili cu numerologia, cu astrologia, evident. Cu tarotul, cu ce o fi când e vorba de a afla informația. Mi-e place și mie foarte mult tarotul, am fost la două cursuri de tarot. Așa. Mi se pare foarte greu. Da, vezi, nici eu nu vibrez cu chestia asta, adică. Dar de aia sunt fascinat. Și eu sunt fascinat. Am fost de oameni la curs. Care au, te spune un har. Da. Aici la fel și cu numerologia. Da. Da. Se uită la numere și începe să-ți povestească viața ta și ce a fost. Și zic, hai, du-te. Vezi ce minunat e universul ăsta, câte forme de cunoaștere ne-a dat, numai ca noi să ne trezim. Da, și toate sunt, între ghilimele spuse, empirice, adică nu sunt științifice. Da. Dar cândva erau științifice, știi, cândva lumea se baza foarte mult pe radiestezie. Adică, și Pitagora, vorbim de mii de ani. Pitagora. Vorbim de mii de ani, nu vorbim de acum. Radiestezia nu este ceva ce s-a născut acum. Nu. E, cred că, de când există. Sunt dovezi și la chinezi și în Egiptul antic, adică oamenii știau să folosească aceste instrumente. Exact. Și vezi, este cunoașterea s-a pierdut, adică omul modern a pierdut sau n-a dat importanță acestei cunoașteri, da, ca și înțelepciunea populară. Da. Basmele românești, în basmele românești se află foarte multe adevăruri. Exact. Spirituale. Da. Și vezi, toate astea sunt făcute prin observare. Adică oamenii au observat că se întâmplă ceva și n-au avut nevoie de explicația de ce se întâmplă, ci dacă se întâmplă așa, mergem așa. Omul modern acum are nevoie de explicații. Cred că am fost, hai să zic așa, și indoctrinați, că dacă nu e demonstrat științific, nu este științific. Dar pe de altă parte, și cum e, ador domeniul fizicii cuantice, care este știință, dar din partea unor oameni de știință este pseudoștiință, cu toate că avem centre acceleratoare și așa mai departe. Și unde dovezi clare. Și unde descoperirile sunt alea care confirmă și susțin ceea ce facem noi la nivelul nostru cu radiestezie sau cu pendulul, cu cristalul. Da, uite, un exercițiu care mie mi-a rămas întipărit și pe care l-am învățat la cursul tău, Silva Intuition, cred. Mm-hmm, da. Acela când ne conectăm cu o persoană la distanță și câte informații putem obține despre acea persoană. Ne conectăm pe un nume și o adresă. Exact. Intrăm în meditație și primim toate informațiile despre persoana respectivă. Mie mi s-a părut fascinant. Cred că am făcut cam 80% dintre informațiile pe care le-am primit atunci. Așa este. Erau reale. Așa este. Asta este capacitatea noastră de a percepe informații și nu o folosim. Nu o folosim, pentru că pe de altă parte cred că, știi, suntem societatea, tot ce înseamnă societatea, ne duce să ne orientăm spre exterior și să ne folosim doar acele 5 simțuri, uitând de toate simțurile ale noastre interioare pe care le avem. Eu le numesc simțuri subiective, da, cum este clar viziunea, clar audiție, psihometrie, psihochinezie. Sunt o grămadă. E o paletă uriașă, de fapt. Și avem aceste abilități latente noi, cumva. Da, sunt acolo, pentru că sunt naturale. Sunt mai naturale decât astea alte. Mă rog, și astea, și văzul și auzul sunt naturale. Dar cumva sunt limitate, știi? Auzul este de la 20 la 20 de mii de herți. Dar asta nu înseamnă că ce este sub 20 de Hz sau peste 20 de mii nu există. Exact. Iar tot ce este sub sau peste, putem să detectăm și să ne conectăm, dar pe alte căi. Una din căile este radiestezia. Radiestezia, că până la urmă, și cum e, eu eram fascinat când îl vedeam pe nenea cum umblă și zice, aici e firul de apă, aici, adică inclusiv fântâna ne-am făcut-o și efectiv ne spunea, zice, aici nu construiți casă, că
a dat perimetru că a găsit câteva fire de apă, știi, și a zis, și chiar unul trece pe sub casă, deci este foarte adânc și nu... Aveam 12 ani, ceva de genul ăsta, dar eram... Întotdeauna m-a atras lumea asta. Nevăzută, știi? Și pe lumea mine. Lumea nevăzută, și da. Și titlul este foarte frumos al emisiunii tale, pentru că este efectiv nevăzută, dar există. Știi? Și oamenii avem cu toții acces la ea. Da, și oamenii au tendința să spună, păi nu cred până nu văd. Știi? Și atunci doar întreb dacă ei cred în puterea magică a telecomenzii ca să-i aduc în lumea noastră. Dar nu este lumea noastră, lumea lor, este lumea ființei umane. Ideea este dacă acceptăm sau nu. Așa. Asta înseamnă că tu de când erai mică, așa din povestea ta, înseamnă că de când erai mică erai deschisă spre zona asta. Adică n-a trebuit să accepti că lumea este... Adică n-a fost un shift, o schimbare bruscă în viața ta, ci doar a fost, de fapt, un mers firesc. Da, nu a fost ceva brusc care să mă determine să caut întrebări. Nu, au venit așa pe parcurs. Pe parcurs, din curiozitate în curiozitate. Și ai ajuns la ceea ce faci astăzi. Astăzi faci, de fapt, foarte multe lucruri, pentru că organizezi și tabără, duci oameni în tabere, da, și îți urez foarte mult succes. Și trebuie să facem și acea tabără împreună, pe care am tot programat-o. Să mergem în Iordania. Să mergem în Iordania, cam un loc tot foarte interesant și foarte frumos acolo. Este spectaculos, foarte... Eu încă n-am fost, dar aștept să mă duci. Mergem împreună, mergem împreună și mai adunăm câțiva și organizăm o tabără și acolo. Da, că... e frumos în tabără, pentru că te conectezi, este acea energia grupului și lucrezi și vizitezi și stai în natură și, și te deconectezi de fapt de ceea ce este job, familie și așa mai departe și te conectezi. Ai șanse de fapt în momentul în care te duci de acolo, știi, să te conectezi cu tine. Da, e foarte important. Să te conectezi cu tine. Dar tu ai fost în tabără, ai organizat și tabără, ai fost și în Egipt. În Egipt, da. Da. Și cum ți s-a părut? E foarte frumos, e fascinant, mie îmi place foarte mult. Mie îmi place foarte mult să călătoresc. Cred că asta e cea mai mare pasiune, dacă pot spune așa. Am văzut că e și prin și da, de mică, de mică am fost așa, nu știu, am cercetat eu în spate. Așa? Da, sunt pasionată de călătorie. Când eram copil, pleca mătușa, pleca bunica, pleca bunicul, undeva nu conta, în nuntă, în mormântare, botez, eu trebuia să plec, să mă ia și pe mine. Aha. Și plângeam până mă întâlneam pe jos dacă nu mă lua. Și deja ajunseseră să se ferească de mine. Să se ferească, că ținem secret evenimentul. Că... Și deja mă îmbrăcam frumos, mă așezam la poartă și nu trecea nimeni. Eu trebuia să plec în plimbare, deci nu conta unde. Da, deci am asta cu călătoriile în sânge. Îmi place foarte mult să călătoresc. Nu știu, mă deconectez, aflu informații noi. Îmi creează o stare de bine. Ai ansa tot timpul la tine? Am și ansa tot timpul la mine. Adică e un instrument care te însoțește permanent. Da. Pentru că este mică. E o chestie măsor și EBF-ul vacanței. Cred că am mai povestit că am măsurat odată EBF-ul vacanței în Grecia. Mie îmi place foarte mult Grecia. Sunt fascinată și era 70-75. Și eu zic, nu are cum să nu fie Grecia benefică pentru mine. Așa. Nu are cum. Așa. Nu. E greșită măsurătoarea. Și te-ai dus? M-am dus. Așa. Și uite, am învățat și eu ce înseamnă EBF-75. Ca mic. Așa. A plouat 5 zile din 7. Senzațional. Deci, de fapt, măsori, dar ansa nu spune de ce nu e benefic sau e benefic doar 75%. Adică nu... Sunt anumite perspective din care nu sunt benefice. Da, da, da. Și normal, dacă plouă 5 dacă zile din 7... Dacă plouă 5 zile din 7, n-a fost așa o vacanță foarte benefică. Da, da, da. 100%. Așa cum ți-o imaginai că o să fie. Da, trebuie să fie benefică 100%. Deci trebuie să iasă 100%. Ca să fie benefic, ca să fie benefic. Deci nu merge un pic mai... Uite ce s-a întâmplat la 75. Deci că am fost în vacanță, dar am plouat. Da. Dar, corect. Și asta înseamnă... Deci tu nu pui întrebări alea, știi, în detaliu. Ok, dar de ce nu e benefic? Poți să te duci și în detaliu să vezi EBF-ul pe aspecte. Beneficitatea pe aspecte. Așa. Deci poți să mergi dacă acolo. Uite, ca să îți dau un exemplu, să mergem pe o situație concretă. Eu îmi stabilesc o vacanță. Așa. Da? Plec cu compania X, aeriană, plec cu agenția de turism X pe insula Santorini, da? În perioada de și de. Și văd că EBF-ul vacanței este 75%. Mă duc din aproape în aproape să văd ce nu mi-e benefic aici. Poate nu mi-e benefic această companie de zbor. Poate nu mi-e benefic această
agenție de turism. Aha. Poate nu mi-e benefic acel interval. Și mă duc o săptămână mai devreme cu o săptămână mai târziu. Aha. Adică te poți duce pe toate aspectele. De fapt îl descompui, cum ar fi, îl descompui și atunci încep măsurătorul fiecarei componente. Da, și dacă eu poate am schimbat un element din această vacanță, am schimbat agenția de turism, să spunem, da, s-ar putea să mi se modifice toată beneficitatea vacanței. Să o schimb perioada sau una? Da, Aha, deci, de fapt, ideea este că nu e bătut în cuie. Nu e bătut în cuie. Aceste BF se poate optimiza. Adică se poate optimiza. Ți-au cerut măsurători și în zona de business? Da. Și cum merge? Am avut emoții la început, că au venit niște oameni de afaceri cu niște proiecte din astea de zeci de mii de euro, de sute de mii de euro, cu țări îndepărtate, pe diverse domenii de activitate. Și le-am spus oamenilor rezultatul măsurătorilor. Am măsurat beneficitatea proiectului pentru prezent, beneficitatea pe perspectivă și luăm ca perspective 6 luni, 1 an, 3 ani, din aproape în aproape. Eu le spun oamenilor să ia aceste măsurători ca pe un reper. Să ia decizia în funcție de conștiința proprie. Și oamenii au ținut cont de aceste măsurători și chiar au revenit și mi-au spus, să știți că au fost foarte, să știți că am mers pe proiectele care au ieșit pe măsurători benefice și au fost excelente. Wow, super! Și diverse colaborări. Deci ai primit și feedback-ul asta mi se pare... Da, tot timpul am primit feedback. Da. Splendid. Da, și pe zona de business vin foarte mulți oameni să... Și se poate aplica. Adică, chiar dacă e vorba de bani, nu înseamnă că nu e spiritual. Știi că oamenii au această impresie că spiritualitate nu are legătură cu bani. Ei, nu. De ce, dacă e spiritual, nu ai facturi, nu mănânci, nu pleci în vacanță. Exact. Spiritualitatea asta, spun că spiritualitatea nu-mi plătește întreținerea și facturile. E un concept, adică e un program, un concept greșit aici. E o convingere care mulți au, știi? Da. Probabil ca să-și găsească scuză pentru sărăcia în care trăiesc sau lipsa de iubire față de bani. Da. Da, și pe zona de business. Și poți măsura colaboratorii. Am foarte multe cliente care își măsoară angajații cât de benefici sunt pentru acel proiect. Adică este benefic să demareze acest proiect cu X, Y, Z sau cu ABC. Da? Să pot vedea Deci se poate merge și compatibilitatea și beneficitatea. Da. Am clienți care în momentul în care își fac o construcție vin să-și facă măsurători acasă. Da. Ceea ce mi se pare fascinant. Super. Wow. Da, adică un fel de feng shui, cum s-ar zice. Un fel de feng shui, radiestezic. Deci merge pe orice, de fapt. Merge pe orice domeniu. Da, absolut orice domeniu. Dana, îți mulțumesc foarte mult. Cu mare drag. Mi-a făcut plăcere. Știi că e o mare bucurie de fiecare dată când mă întâlnesc cu tine și nici nu știu cum trece timpul. Și pentru mine. Uite că zboară aproape ora. A zburat. Suntem pe acolo. Îți mulțumesc foarte mult și cu siguranță ne vom revedea. Avem despre ce vorbi. Și la mine în emisiune ne vom revedea că și tu mai ai retransmis multe lucruri. Da, îți mulțumesc. Oricum îți mulțumesc și eu pentru invitațiile tale, că de la tine am fost de mai multe ori. Dragilor, aceasta a fost emisiunea de astăzi. Iată că și radiestezie, cred că am reușit să o demistific puțin, dar ceea ce mi se pare mult mai important este poate povestea Danei, care în continuare lucrează în televiziune, dar pas cu pas a descoperit această zonă, această direcție de a transmite cunoștințele ei și cunoașterea ei și talentul de a-l transmite și altor persoane. Așa că nu știm niciodată ce zace în noi, trebuie doar să lucrăm și să descoperim multiplele talente și misiuni pe care le avem. Ne revedem data viitoare, dar până atunci nu uitați să dați click și să vă abonați la acest podcast și să urmăriți următoarea misiune, unde o să am în continuare invitați deosebiți a acestui moment care se numește Excelent de Bine.